pe atât România cât și Republica Moldova. Sunt două ținte fine. Să vin acum, pentru că s-ar putea ca mai târziu să fie prea târziu. Mai târziu e prea târziu. Deci acum e momentul să se întoarcă, să se întoarcă în România. Suntem țară NATO, suntem încă în Uniunea Europeană și sper să rămânem acolo. Și sunt premisele că această creștere economică va continua, datorită motoarelor antreprenorilor privați, asta este culmea, indiferent cât de bun sau de slab ar fi guvernul României, economia va merge mai departe, ceea ce mă bucură. Deci acum e momentul să vină.